Credeți că este importantă valoarea ei materială? Da. Valoarea, vă pot spune, este 400 de lei per bicicletă, deci 15 biciclete, 6.000 de lei. Investiția este destul de împovărătoare pentru mine, pentru că oricum e o sumă importantă, dar asta nu înseamnă că nu trebuie făcută și eu o consider necesară. Fiecare trebuie să ne implicăm. Dorința mea a pornit în primul rând de la mine și îmi place să merg cu bicicleta, o fac cât de des pot. Stau într-o altă parte a orașului și am observat că e greu să ajungi până aici cu bicicleta din cauza traficului. Sunt foarte mulți care ar dori să o facă și uite așa au posibilitatea pe o parte să viziteze cetatea și pe altă parte să facă mișcare. Legat de povestea că tot s-a discutat cu începerea unei campanii electorale mai devreme, cu 2 sau cu 3 zile, este interesant că cei care fac astfel de acuzații au uitat să dea jos de pe o anumită clădire un banner de 200 de metri pătrați pe care sunt înscrise în semne electorale, dar mă rog, probabil că este mult mai simplu să atași pe cineva sau să-l pone greș pentru un gest. Eu consider normal, dacă poți să faci ceva pentru orașul din care faci parte, e bine să faci. Fiecare în funcție de posibilitățile lui. Apropo de posibilitățile fiecăruia, ce efort financiar aveți în această campanie? Efortul financiar, n-am făcut un calcul în acest sens. Presupun că este un efort, nu am un buget, nu pot să vă spun, lucrurile apar pe parcurs.